Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe paginile de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți cu ochii pe noi zi de zi. Cu ochii pe administrațiile publice din județul Hunedoara suntem și noi, dar sunt convinsă că și dumneavoastră, cetățenii care își doresc tot mai mult de la primarii, pe primarii care sunt în funcție, bineînțeles, își doresc ca unele proiecte să fie finalizate cât mai repede, iar altele să vină și să fie implementate pentru bunăstarea tuturor până la urmă. Astăzi vedem care este situația în orașul Simeria, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Iulius Gelu Bedea, primarul orașului Simeria și candidat al Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al orașului Simeria. Bună ziua, bine ați venit! Pentru prima dată la noi, în această formulă. Stimată doamna Petronela Tămaș, vă mulțumesc pentru invitație. Chiar spuneam când am fost invitat de faptul că nu am buget pentru emisiune TV, știu că aveți și costuri pentru așa ceva, dar mulțumesc că m-ați invitat practic gratuit ca și invitat. Vă mulțumesc frumos! Până la urmă trebuie să oferim posibilitatea tuturor de a-și expune și părțile mai bune și mai puțin bune, pentru că administrația, în administrație de fapt, cred că există așa un echilibru și în aspecte mai puțin plăcute, dar și în ceea ce privește proiectele pe care le aveți. Sunteți cumva cunoscut drept un om al proiectelor europene. Cred că mulți vă cunosc astfel, ca un expert în astfel de proiecte și după acum se apropie cumva sfârșitul primului mandat al dumneavoastră, dacă ar fi să trageți linie, care este sentimentul pe care îl aveți fiind, repet, și un expert în proiecte pe fonduri europene? Sunteți mulțumit de ceea ce ați reușit să faceți pentru orașul Simeria, pentru simerieni? Doamna Petronela, înainte de a vă da răspunsul la această întrebare, de fapt vă răspund la această întrebare pentru că am fost atent, chiar am fost atent la cum ați început această emisiune, a spus de aspecte mai puțin bune. Vreau să vă spun un lucru. În acești 3 ani și 5 luni, 5 luni și ceva de când sunt primar, mi-am dat seama de un aspect, din punctul meu de vedere, foarte important, un aspect elocvent, pentru că m-am confruntat cu această chestiune și anume, afirm cu toată sinceritatea și cu toată convingerea că drumul dreptății, drumul adevărului este cel mai greu. Și tocmai pentru că am vrut și asta am zis de la început, că mă duc pe calea cea dreaptă pentru orașul Simeria, să știți că mi-au fost puse foarte multe piedici în acest sens, dar pentru că întotdeauna binele învinge, vestea bună și răspunsul pe care vi-l dau este că orașul Simeria chiar este pe mâini bune, avem deja atrase peste 40 de milioane de euro în 3 ani și câteva luni. Dintre proiectele acestea care spuneți că sunt, au o valoare destul de consistentă, câte proiecte ați reușit să implementați? Câte proiecte ați reușit să finalizați? Pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, oamenii, în general, nu mai stau bine la capitolul răbdare. Au nevoie de lucruri care să se întâmple cât mai repede. Păi vă dau și răspunsul la această întrebare și nu este răspunsul meu, practic este răspunsul cetățenilor. Uitați, chiar ieri am fost în satul Simeria Veche, am fost invitat la o ședință a compozitorului din Simeria Veche și au fost peste 40 de persoane. O persoană din toți m-au întrebat, domnule bun, dacă canalizarea din Simeria Veche când? Am venit cu adresa Ministerului Dezvoltării Regionale prin care am obținut acești 1.200.000 de euro. Am făcut o copie după această adresă, inclusiv copia după ultimul aviz pe care l-am obținut în ianuarie de la CNAIR, pentru că noi practic vom lega rețeaua de canalizare Simeria Veche de rețeaua de canalizare a orașului Simeria și avem nevoie toate de aceste avize. Le-am spus că îndată ce voi obține toate avizele, mai avem un singur aviz de obținut pentru canalizarea din Simeria Veche să ne apucăm de lucrări, este sub traversarea de la podul de cale ferată, deoarece avem o cale ferată ce desparte practic Simeria Veche, partea aceea de Simeria. Și această doamnă, știți ce mi-a spus? Mi-a spus că
domnule, lăsați-ne cu hârtiile că ne-am săturat de aceste hârtii, cu toate că am venit cu hârtii clare semnate de către ministru, avize și așa mai departe. Practic nu ar mai exista riscul de a fi pierdut această finanțare? Finanțarea este foarte clară. Deci proiectul este clar, finanțarea este obținută, dar le-am pus o întrebare cetățenilor din Simeria Veche. Spuneți-mi, vă rog frumos, având în vedere ceea ce mi-a spus această doamnă, spuneți-mi, vă rog frumos, de cât timp nu aveți canalizare în Simeria Veche? Pentru că doamna spunea că, domnule, în 3 ani, de ce n-am și făcut-o? Păi și toți au spus, domnule, niciodată n-am avut canalizare în Simeria Veche. Domnule, sunteți siguri? Nu cumva ați, acum vreo 100 de ani ați avut canalizare în Simeria Veche? Zice, nu, niciodată. Păi dacă în 100 de ani n-ați avut, sau mai mult de 100 de ani n-ați avut canalizare în Simeria Veche, pretențiile de la mine este ca în 3 ani nu doar să fac proiectul, să umplu după bani, să obțin și banii, cu avize cu tot ce trebuie, să demarez anul ăsta această lucrare în 3 ani, câți alți primari n-au făcut-o într-o sută. Zic, dumneavoastră, acum aveți pretenția deja să mă apuc și de lucru? Vă dați seama că nu pot să trec peste chestiunile birocratice. Vorbesc de proiecte tehnice, de hotărâri de consiliu local, de avize, proiecte mari, proiecte de anvergură. Nu pot să fac cu baioneta, pac, pac, am obținut finanțarea, mă apuc de lucrări. Nu e ca la casă. Aici vorbesc de un oraș. Pentru că m-ați întrebat de proiecte și vă spuneam de acești 40 de milioane de euro, pentru că în această sumă, nu vă ascund faptul că se regăsesc și cei 24 de milioane de euro pe care îi voi obține săptămâna aceasta. Am fost sunat de la Ministerul Educației, probabil că miercuri, în această săptămână, mă voi duce la minister pentru a semna contractul pentru campusul profesional de învățământ dual din orașul Simeria, această finanțare de 24 de milioane de euro, cu care practic dăm o nouă direcție orașului Simeria. Legat de acest proiect, vă dați seama, suntem singurul județ din țară, județul Hunedoara, care a prins finanțare pentru 3 astfel de campusuri. Municipiul Hunedoara, municipiul Simeria și orașul municipiul Deva și orașul viitor municipiu și orașul Simeria. Practic am adus orașul Simeria la nivel de municipii prin această investiție. Practic punem orașul Simeria pe harta județului Hunedoara și de ce nu pe harta țării. Adică atâția ani orașul Simeria i-au lipsit aceste proiecte de anvergură, pe când eu tocmai aceste proiecte le-am făcut să dăm o nouă direcție orașului nostru. Poate unii dintre cei care ne urmăresc și locuiesc în Simeria vor spune, bun, poate am avea nevoie să reparați străzile, poate ar fi nevoie să faceți alte lucrări. De ce este nevoie, iată, de un astfel de centru? Este prioritar? Doamna Petronela, să știți că concurența a fost foarte mare pentru aceste proiecte. Vă dați seama, sunt investiții și proiecte de anvergură. Ceea ce aceste finanțări de 40 de milioane de euro nu a fost niciodată în istoria orașului Simeria. De ce este nevoie? Pentru că vă dați seama, este un suflu nou. Practic, prin acest proiect reușim să pregătim tineri. Avem practic 9 parteneriate cu agenți economici. Philipsul, Dacia, mă rog, sunt mai multe dacă pot să dau. Nu mai dați niciun așa. Plus 2 universități, Aurel Braicu de la Arad, de la Petroșani, Inspectorul Teritorial de Muncă, Inspectorul Școlar Județean, Consiliul Județean Hunedoara, deci suntem cea mai puternică structură, iar amplasamentul pe care vom face acest campus este chiar lângă Parcul Dendrologic, unde vom face și creșa de 70 de copii cu 3 milioane jumate de euro finanțată prin PNRR. Când lucrările la creșe ar trebui în mod normal să fie demarate în cursul lunii mai. Acum se lucrează la ultimele secțiuni din partea de proiectare să se obțină avizele și nu n-am mai vom da drumul. M-ați întrebat că de ce ar fi nevoie? Pentru că este nevoie de forță de muncă. Comunitate? Mai sunt tineri, pentru că se confruntă foarte multe orașe, nu mai vorbim de mediul rural. Orașul Simeria se confruntă cu aceeași problemă cu care se confruntă și alte orașe și municipii, pentru că foarte mulți tineri au plecat în afară. Prin acest proiect avem ocazia să-i aducem din nou, să-i pregătim, să-i calificăm și de pe băncile facultății, vă dați seama, practic avem un program complet. Ei vor veni de la nivel liceal până la universitar, master, doctorat. Asta pentru cei care
care au rămas, că mi-e greu să cred că cei care se vor veni, întoarce, doamnă. Cei din deci, străinătate Simeria, sau din Timișoara, se Cluj vor și așa mai departe la vom Simeria. Atrage tineret din țară cât și din afară, pentru că aici vor fi pregătiți din punct de vedere profesional, tehnic, ca să urmeze să fie angajați de către operatori economici. Deci nu va fi economici. Dedicat exclusiv Simeriei și a domnul dragă, știți foarte bine că s-a ridicat atât de mult și au fost așa zona. De multe discuții și pe problema Boș. Cu toate că Consiliul Județean Hunedoara a alocat o sumă destul de consistență, de consistentă pentru partea de infrastructură să amenajeze acest teren, mai ales că a venit și cu o condută de gaz, vorbesc de o finanțare de peste 2 milioane și ceva de euro, pe care vă spun sincer, nici la ora actuală nu știu pe ce s-au cheltuit acești bani de către fost administrație publică locală, dar din 2021 am purtat corespondențe cu cei de la Boș, care ne-au spus și oficial că încă nu poți. Bine, atunci a fost și chestiunea cu COVID-ul și așa mai departe, dar mesajul a fost că nu sunt încă pregătiți, au și alte investiții pe alte zone, dar în primul rând problema este de resursă umană, pentru că acolo vorbim de sute de noi locuri de muncă. Săptămâna trecută le-am transmis o adresă către Boș, în care i-am invitat să adere la acest consorțiu regional, la acest campus profesional de învățământ dual tehnic, să adere la acest consorțiu ca să-și pregătească tineretul astfel încât când vor face această investiție să aibă oameni cu ce să lucreze. V-au răspuns acestei solicitări? Păi, răspuns, adesea am transmis-o acum o săptămână, probabil că o să am primit confirmare că a fost înregistrată și că este în analiză, un răspuns sigur voi primi și în acest sens. Mi-a spus de ce atât de multe proiecte, pentru că cu asta am și început. Orașului Simeria i-au lipsit atâția ani proiecte de avergură. Nu mai putem să discutăm. Da, într-adevăr, străzile din Simeria sunt praf. Sunt străzi fabrici și multe alte străzi, 36 de străzi, peste 36 de străzi care sunt praf și pulbere, doamnă. Și de ce nu ați reușit în această doamnă perioadă dragă, de când sunteți primar să vă spun, am reușit să le modernizați? O parte din aceste străzi, le-am reabilitat deja. Și simerenii știu și care, dar mai mult decât atât, pe programul Angel Saligny am depus două proiecte spre finanțare. Unul de 3 milioane jumătate de euro pentru realizarea sensului giratoriu și a modernizarea bulevardului 1 decembrie până la parc, cu tot ceea ce înseamnă totuar, peisagistică, rigole, zone verzi, absolut tot. O finanțare și un proiect foarte frumos pe care acum suntem în ultima procedură, probabil într-o săptămână, maxim două, voi semna contractul de lucrări ca să ne apucăm de lucru la sensul giratoriu și la bulevardul 1 decembrie să-l modernizăm. Un sens giratoriu cu cântec, am putea spune, pentru că au fost foarte multe discuții nu este în baza nici, acestui nu este nici, sens giratoriu, amenajării. Ascultați un pic, nu este niciun cântec, într-adevăr, recunosc, și o spun și public, nu știu dacă am mai spus-o la vreun canal de televiziune, orașul Simeria este unicat pentru această investiție. Vă spun și de ce. Este singurul oraș din țară prin care eu ca primar am reușit ca un tronson din drumul național să-l iau în proprietatea orașului Simeria de la Cânair, București. Nici unde în țară nu s-a mai pomenit așa ceva. Am fost la minister, am vorbit și cu domnul ministru Grindeanu, am vorbit și cu secretarul de stat, le-am explicat foarte clar. Domnule, este nevoie de acest sens giratoriu, nu pot să-l fac decât dacă îmi dați în proprietate un tronson. Am venit cu topografii, l-am luat și acum acest tronson unde face sensul giratoriu este în proprietatea orașului Simeria, să știți. Din ce bani se vor realiza aceste proiecte? Amenajarea acestui sens giratoriu pe drumul național și amenajarea străzii întâi. Cei 3 milioane jumătate de euro sunt finanțați prin programul național de redresare și reziliență, nu, prin programul Angel Saligny, ce scuze că avem și prin PNR o groază de finanțări. Chiar vă spun, nu vă spun că am venit și cu o hârtie. Am văzut că ați venit pregătit aici cu... Am scris doar câteva, vreo 20 de proiecte finanțate pe fonduri europene și guvernamentale și am zis să spun măcar câte ceva din fiecare. Deci este finanțat prin programul Angel Saligny. Cu tot prin programul Angel Saligny am primit finanțare și probabil iar în curs de 2 săptămâni maxim se va finaliza și procedura de achiziție pentru canalizarea, lucrările de canalizare în Săulești, ca cel târziu în luna mai sau undeva în cursul lunii mai să dăm drumul și la rețeaua de canalizare din Săulești. Bineînțeles că după ce vom obține avizul și de la Căile Ferate Române, în care vă spun mai mult ca sigur, atâta deschidere din partea Ministerului Transportului n-am avut la niciun minister, cred că până cel târziu în luna iulie voi obține și acest aviz și atunci vom da spre achiziție lucrările și de canalizare de la
la Simeria Veche. Asta înseamnă că ne apucăm de lucru undeva în cursul lunii august, cel târziu în septembrie, cu achizițiile, cu astea. Nu vă ascund faptul că am obținut încă 2 milioane de lei, atenție, pentru satul Cărpiniș, să facem rețeaua de canalizare din satul Cărpiniș, o investiție care ne costă peste 5 milioane de lei. Dar 2 milioane de lei am obținut. Și atunci, ce am spus? Diferența va fi din bugetul local? Am dat drumul la tot ceea ce înseamnă proceduri de achiziție publică, să facem rapid studiile de partea de proiectare, documentația tehnică de avizare cu DD, cu PT, cu tot, să putem să obținem avizele, să semnez contractul de finanțare, că banii sunt alocați, și atunci voi da drumul până când voi face rost de diferența de bani de 3 milioane de lei, avem 2 milioane de lei în care putem să pregătim proiectarea și să facem pe tronsoane, măcar să ne apucăm. Ulterior, sunt convins că voi obține, oricum știți că nu mă las, poate că m-ați urmărit, nu mă las până când nu obțin toți banii, să introducem și canalizarea în Cărpiniș. Legat de alte investiții, dacă îmi dați voi, v-am spus că sunt foarte multe proiecte. O să vă numere așa în câteva, revistă câteva din ele, poate cele mai importante. Sau partea cele de care construire, creșă medie, v-am spus 3 milioane jumate de euro, practic undeva în cursul lunii mai ar trebui să ne apucăm de creșa din Simeria, 3 milioane jumate de euro. Avem elaborarea, finanțarea trasă de 700.000 de euro pentru elaborarea planului urbanistic general al orașului Simeria, care n-a mai fost actualizat din 1968. Problema cu care se confruntă destul de multe zone în continuare. Vreau să vă spun că acum viziunea orașului Simeria este de la 1968. Pe cum putem să ne gândim la dezvoltare când niciun primar până acum n-a apăsat piciorul pe pedală ca să actualizeze acest plan, să-i dăm viziunea care o are de dezvoltare socio-economică, zona industrială, zona turistică, proiecte, investiții, parteneriate. Noi lucrăm practic la nivelul anilor 1960. Se poate așa ceva? Fac doar o paranteză la partea de prete, că m-ați întrebat de bani la un moment dat. Uh-huh. Doamna parte din Petrona aceste Tămaș. Proiecte înseamnă și cofinanțare din partea bugetului, din partea administrației. Marea majoritate a proiectelor care le avem, în special prin PNRR, sunt cu cofinanțare 0 lei. Dar m-ați întrebat de bani. Știți cât este bugetul orașului Simeria? Cât este? Așa, cam cât, vă spun eu. Spuneți. 5 milioane de euro pe an. Din acești 5 milioane de euro, știți cât este bugetul de dezvoltare? Adică banii care îi întorc înspre cetățeni din ce încasez eu? Cât? Vă spun eu. 500.000 de euro. Păi cu 500.000 de euro, ce pot să fac eu de banii ăștia? Dacă reușesc să fac o stradă sau ceva și rămânem fără nimic. Noi, practic, tot ceea ce avem, 9 milioane de lei dăm pe salarii. 9 milioane de lei. Practic eu... Bun, doar... Nu sunteți singura primărie care trebuie Petronela să plătească și angajații. Nu contest. Sunt primării, cum e municipiul Deva, municipiul Hunedoara, care au altceva. Bugete. Păi municipiul Deva are bugetul mai mare ca și Consiliul Județean Hunedoara. Dar vă spun, fiind reședință dar de vă spun ceva, atenție. Nici unde nu există, sunt convins în țara asta, că am mai vorbit și cu alți primari, un OAT, o primărie, care din banii încasați să nu întoarcă cetățenilor decât 10%. Eu, practic, acum întorc 10%, pentru că cheltuielile de funcționare, salarii și utilități, curent, gaz, pe toate apa primăriile și așa mai au departe. Aceste cheltuieli. Au, dar și întorc către cetățeni măcar 30% din venituri. Noi acum întoarcem doar 10%. De ce? Pentru că avem cheltuieli foarte mari. Am venit în fața Consiliului Local din 2021 în care am tras o atenție, domnule, sunt foarte mulți bani pe salarii. Nu putem să mai ținem acest mastodon. Păi și ce am venit cu un proiect de hotărâre să facem o primărie mai suplă, să restructurez exact, doamna Petrona Tămaș, nu vă ascund, eu practic lucrez în primărie cu vreo 15 persoane. Da? Dintr-un total de? Dintr-un total de 80. Păi și cum se explică acest lucru? Se explică pentru că cumva este cunoscut la nivel național unele evenimente mai puțin plăcute ce s-au petrecut în cadrul primăriei. Pentru că nici lucrări de reparații nu mai pot să fac într-atâtea cât mi-am propus în acest an. Anul trecut, pentru că tot fondul de reparații intră în partea de buget de funcționare, da? Anul trecut au fost mărite prin hotărârea Consiliului Local, Consiliul Local au mărit salariile la angajați de două ori. Anul acesta, când a spus că suntem pe minus,
au avut tupeul să mărească la fiecare angajat încă 600 de lei, indiferent cine lucrează sau nu lucrează. Este o majorare legală. Păi poți să le majorezi și cu 1.000.000 de lei dacă ai bani. Dar de undeva ei, ca să le dea bani, mi-au tăiat banii din dezvoltare, din funcționare. Socotiți și dumneavoastră, 80 de angajați ori 600 de lei la fiecare, jumătate de milion de lei. Eu mai puteam să pun la dezvoltare niște bani, la funcționare niște bani, să mai fac ceva, dar nu, nu i-a interesat. Deci v-ați dori să mai plece din angajații primăriei, să înțelegem acest lucru? Doamna Tămaș, mesajul meu este următorul. Dacă nu vom reuși să echilibrăm această chestiune, să întoarcem din venituri măcar 30% înapoi către cetățeni, să facem investiție, adică să dezvoltăm din punct de vedere economic zona, nu știu, să mai primim niște încasări pe care până acum nu le-am avut, suntem nevoiți, deci, sau să colectăm, doamna Petronate Tămaș, știți câți bani restanți noi trebuie să primim de la tot felul de datornici? Știți câți? 1.000.000 de lei. Vă referiți la cei care nu și-au achitat taxele și impozitele? 1.000.000 de lei. Pot primăria fi luate măsuri în acest sens. Păi da. Luat? Și spun aditoarea economică de atâția ani, domnule, hai să recuperăm banii, hai să-i dăm drumul. Știți cât au recuperat? Nimic. Pentru că așa s-a întâmplat de când e lumea. Nu au făcut nimic. Pe dumneavoastră, din postura pe care o aveți, cea de primar, până la urmă de un leader, de un manager, nu al doamna comunității, director, poate crezi, putea credeți să... că eu pe unii angajați nu aș fi vrut să-i dau afară? Da, credeți că am putut? Da, credeți că aceasta este singura soluție sau ar fi soluția până pentru la urmă, dacă să nu își face treaba un angajat? Ce facem cu el? Îl plătim din banii publici așa, pur și simplu să încaseze bani cum sunt unii și alții? Că vă dau câteva exemple concrete, nu vreau să dau cu nume, nu? Cheltuim bani aiurea, aiurea. Bun, haideți să trecem peste capitolul ăsta, să revenim la partea de proiecte. Un alt proiect, achiziționare sisteme de management urban local. Este o finanțare de 1.600.000 de euro, practic am și semnat contractul de servicii și lucrări, vom digitaliza tot ceea ce înseamnă orașul Simeria. Adică ce înseamnă acest lucru? Adică facem sisteme de colectare taxe noi, facem sistem de management de documente noi, punem practic pe raza orașului Simeria cel puțin 3 infochioșcuri externe în care oamenii să nu mai stea afară în frig să vină să încaseze. Pur și simplu merge în centru sau în alte locuri pentru unde le vom amplasa, și pune cardul și își plătește taxa. Sau amenzi sau... Prin acest, de asemenea, îmbunătățim tot fluxul informațional. Nu mai trebuie să ajungă oamenii la ghișeu. Totul va fi electronic, adică se poate și electronic. Bineînțeles că va fi o muncă de lămurire. Da, și se va păstra și varianta clasică absolut, pentru cei care deocamdată nu sunt... Concomitent mergem pe două lucruri. Trebuie să revenim la anii în care suntem, 2024. Deci, practic, voi digitaliza tot orașul Simeria, prin acest proiect. Este un proiect cel mai inovativ, cu un punctaj foarte mare. Un alt proiect. Construirea insulelor ecologice digitalizate în orașul Simeria. Am primit o altă finanțare în care vom construi, practic, niște, sunt din acelea clopote, dar moderne, pentru partea de colectare de deșeuri. Ne lipsesc, efectiv, oameni care ne trezim cu gunoaie pe lângă ele, pentru că nu sunt destule. Supercomul nu are să mai suplimenteze așa ceva. Noi venim cu niște dispozitive, cu niște compartimente din astea de colectare a deșeurilor cu card, cu cartelă. Fiecare asociație va avea un card. Ați primit finanțare deja pentru acest proiect? Exact. Apoi, creșterea eficienței energetice a grădiniței din Bârcea Mare. Un alt proiect. Reabilitarea clădirilor publice, căsuța piticilor din centru și a internatului. Astea două proiecte, că sunt proiecte separate. Practic, ce facem? Modernizăm grădinița totală din Bârcea Mare, o eficientizăm energetic, același lucru facem și la grădinița căsuța piticilor din centrul orașului Simeria de lângă G2, cât și internatul școlar. Internatul școlar, doamna Petronela, a rămas așa. Nu de când sunt eu, că eu am făcut școală acolo. Cred că de când sunt surele mele sau înainte de ele. Deci e praf și pulbere. Dacă vă duceți, vă faceți cruce. Arată penibil. Trebuie să-l punem la punct. În ceea ce privește grădinița căsuța piticilor, dincolo de partea de eficientizare a clădirii, o să avem și lucrări de compartimentare, pentru că nici acum nu corespunde standardului care trebuie să fie impus cu acreditările care sunt. Cum a funcționat, nu știu, dar cel puțin o fac să fie în regulă. Un alt proiect.
dotarea și echiparea unităților de învățământ de pe raze orașului Simerea. Ei, doamna Petrona Tărămaș, prin acest proiect cu o finanțare de 2.800.000 de euro, practic ce vom face? Vom dota, din punct de vedere a echipamentelor, cu tehnologii noi, toate structurile școlare din orașul Simerea. Acesta este prin PNRR proiectul? Prin PNRR. Vorbesc de liceu, de G2, de G1, de grădiniță, de absolut tot. Mai mult decât atât, și cu table digitalizate și cu calculatoare și mai departe. Au reușit să mai mult decât atât, avem proiect. Bani și de mobilier. Mobilierul este praf și pulbere vechi de când e lumea. Totul vom face nou. Un alt proiect. Construirea de locuințe pentru tineri care provin din comunități marginalizate. Practic am primit o finanțare de 1.800.000 de euro pentru construirea a 3 blocuri în ZEP pentru tineri. Aceste blocuri, avem deja finanțarea obținută, 1.800.000 de euro, vor fi integrate în noul cartier rezidențial Traian. Așa am dat numele, din Simerea. Doar ce este pe strada Traian. Undeva cum mergi spre Tâmpa, aveam în proiecte o parcelă, am mai luat o parcelă de la Ministerul Agriculturii gratuit și acolo vom face un cartier rezidențial. Am depus, deci pentru 3 blocuri avem finanțarea, am mai depus pentru 2 blocuri ANL. Urmează să semnăm un contractul de finanțare pentru celelalte 2 blocuri ANL și mai extindem încă 2 blocuri ANL. Pe același pus, practic pe același teren, mai avem 20 de terenuri care le vom da pentru tineri, dar este dorința mea ca la fiecare familie să le dau și să le predau proiectele la cheie. Adică casele să fie frumos la Indigo, cu o arhitectură deosebită. Costurile sunt incluse în acest proiect pentru acest lucru sau va trebui să găsiți alte surse de finanțare pentru acesta? Acest proiect este un proiect foarte mare. Vă dați seama, este un cartier nou rezidențial. Din tot acest ansamblu, care cuprinde și grădinițe, și magazin, și locuri de joacă, și parcări, și iluminat, am obținut finanțarea pentru primele 3 blocuri. Mă costă, într-adevăr, ne costă în jur de 2 milioane de euro, 2.500.000 de euro, să facem și drumurile, să facem și iluminatul public și așa mai departe. Vă dați seama? Adică, totuși, obțin banii aceștia de la UE, dar dacă trebuie să facem și drumul, și parcări, și iluminat, și utilități, le facem. De unde veți aduce acești bani? Dacă nu, reușim să atragem bani din sursă guvernamentală, o suplimentare din fondul de rezervă a guvernului, atunci probabil că o să fim nevoiți să luăm un credit. Dar nici nu putem să stăm cu mâine în sân. Aveți credite în prezent în administrația locală? Are credite? Avem credite pentru care se vor finaliza cât de repede. Uite, de exemplu, pentru canalizarea de la Uroi, care am finalizat-o, practic chiar nu am spus de ea, este o investiție care deja este finalizată, chiar săptămâna următoare mai trebuie să fie de la Enel puse contoarele de curent pentru stațiile de pompare. Vom face procesul verbal de predare, primire și vom da după aceea la Praport, vom preda această rețea de canalizare la Uroi. Posibil deja începând cu luna mai, cetățenii din Uroi să se poată branșa la această canalizare. De ce am luat credit pentru această canalizare? Cu toate că am depus-o și acest proiect pe Angel Saligny, dar a trebuit să renunț la această finanțare, deoarece se dădeau banii mult mai târziu și am fost nevoit să fac analizarea, deoarece Consiliul Județean pe Alpe, pe fonduri europene, a trebuit să vină cu asfaltul. Și atunci a trebuit să facem un credit, să facem rapid canalizarea pentru cetățenii din satul Uroi. Un alt proiect care aș vrea să mai spun, uite, servicii de educație timpurie complementare în orașul Simerea. Doamna Petronela, un proiect deosebit de frumos, vă spun și de ce. Am luat practic tot terenul de la stat, de la Romața, vorbesc de radiofar. Clădirea de la radiofar am cumpărat-o și practic pe acel teren și pe această infrastructură vom face o educație complementară pentru copiii de dincolo de calea ferată a orașului Simerea. Deci nu din partea de centru, toate zonele de case vor putea să își ducă copiii acolo să învețe, să se pregătească pentru școală. Un alt proiect, mai am doar câteva și pe aceea, da, să spunem orice numerăm, întrebare. Pentru că timpul trece și mai avem, cred că vreo 10 minute. V-am spus de Simerea Veche, v-am spus de canalizare, de sensul generatorului v-am spus. Suntem în curs, am demarat deja de anul trecut, din octombrie, locuințele sociale la unitatea militară. E tot un proiect cu fonduri.
Și de asemenea avem achiziționare vehicule nepoluante. Practic avem o finanțare pentru a putea să dezvoltăm, transportul public local. Avem un proiect în parteneriat cu municipiul Deva, cu primăria Băcia, mă rog, sunt mai multe municipii. Am depus un proiect cu finanțare PNRR. Vom înființa transportul public local în orașul Simeria. Deci, actualmente nu există. Actualmente nu există. Într-adevăr, este o procedură foarte lungă. De-abia în iunie se baza drumul la partea de achiziție, că trebuie fie cu publicare cu JUE. E o investiție foarte mare, că se iau foarte multe autobuze electrice, dar 100% în 2025, practic, acest transport public va trebui să fie operațional. Și vreau să leg toate satele de orașul Simeria, de Deva, de Hunedoara, de tot ceea ce avem în zonă. Un alt proiect, achiziția și montajul a 4 stații de încărcare electrice. Anul acesta deja vom semna contractul pentru a realiza în Simeria primele 4 stații electrice finanțate pe fonduri europene. Chiar dacă acum sunt puține mașini, în viitor vor fi și mai multe. Un alt proiect, vreau să vă spun, acum mai durează vreo săptămână, va fi gata planul urbanistic zonal pentru zona de agrement Areopetis Park, la Măgura Uroiului, în care vom dezvolta o zonă turistică, doamna Petronela, un amfiteatru de 5600 de locuri făcut pe un peisaj natural, practic în pedeal. Sună foarte ambițios și ușor cu căsuțe dacice, cu căsuțe dacice, cu ansamblu roman și dacic, mă rog, cu parcări, cu tot ceea ce trebuie. Este un proiect de anvergură. Eu vorbesc de proiecte mari care să arătăm. Deja acest proiect deja, e depus? Deja suntem, am primit o serie de avize, suntem în faza, o să vin probabil la următoarea ședință de Consiliul Local să primesc acordul de principiu a Consiliului Local prealabil pentru acest pus. Apoi mai trebuie doar de la Ministerul Culturii să obținem avizul de la ei, mai ales că pe Măguri acolo vom construi un pod din ăsta transparent, în care poți să mergi pe el și să vezi tot ceea ce este în jos. Vă spun, este un proiect superb, niciun în țară nu există așa ceva. Poate data viitoare veniți și cu niște randări, poate aveți finanțarea deja făcute. Am și randări făcute de proiectant. Finanțarea va fi ceea ce o propun eu, să fie prin Compania Națională de Investiții, oricum se ridică la peste 10 milioane de euro. E o finanțare foarte mare. Și ați subliniat mai devreme că va ajunge și în Consiliul Local acest proiect. Este de notorietate deja faptul că parte dintre consilierii locali nu vă susțin întotdeauna proiectele. Unii dintre ei și motivează de ce se întâmplă acest lucru, ba că sunt prea mulți bani pe care îi alocați pentru anumite lucrări, ba că nu este oportun poate pentru simerieni să fie realizate anumite proiecte. Există într-adevăr o coaliție anti-Simeria în orașul pe care îl manageriați, să spunem așa, sau este doar o chestiune politică de fațadă, domnule Bedea? Doamna Petronela, acum nu știu, suntem undeva la finalul emisiunii, de fapt întrebat această întrebare. Mai avem puțin 5-6 minute din emisiune. Haideți să vă spun, nu eu spun de coaliția anti-Simeria și nu eu am spus-o, practic acest mesaj a apărut așa. Ați mai postat și dumneavoastră pe paginile de socializare. Păi am postat ceea ce îmi spun oamenii. Ceea ce îmi spun oamenii. Doamna Petronela Tămaș, vă spun la modul cel mai sincer și vă adresez o întrebare. Uite și vă dau un caz concret, că sunt foarte multe, inclusiv cu sensul giratorul trebuia să pornesc mai demult, dar vreo 7 luni de zile am pierdut, că au vrut podul, nu știu cum să fac și podul care nu era al nostru, în fine, tot felul de chestiuni. Bun, acum se măsoară de 10 ori și se tai odată, știți cum e, mai bine așa. Doamna Petronela Tămaș, cum vi se pare dumneavoastră, dar să fiți cinstită cu mine, cum vi se pare dumneavoastră că a fost baie comunală făcută de Ceaușescu în Simeria, în centrul orașului Simeria, între blocuri, da? Care niciodată nu a fost funcțional, avem și bazin de not și tot, da? Am obținut-o gratuit de la Ministerul Transporturilor cu condiția să fac un centru de fizioterapie. Anul trecut în iunie, pentru persoane vârstnice și nu doar pentru persoane vârstnice, cât și pentru copii cu dizabilități. Cum vi se pare dumneavoastră când vă spun, sau poate că ați auzit, anul trecut în iunie am identificat o sursă de finanțare, un program de finanțare, 2.500.000 de euro, să putem să reabilităm acest centru și să facem acest centru de fizioterapie în orașul Simeria, care ar fi vrut să dăm și numele Regina Maria,
da? L-au respins cu desăvârșire consilii locali. Mă gândesc adică, că v-au și argumentat. Argumentat, da. Au spus vechiul primar, da, vechiul primar mi-a spus că mai bine o demolez și fac parcări. Deci vă dați seama câtă minte poate să aibă unii. Adică, domnule, dacă trebuie să o dărâm tu, a spus public în ședința de Consiliu Local, o am în înregistrarea, mi-a spus să o dărâm să fac parcări. Păi mă, fraților, dar unde trăim? Adică am obținut o clădire gratuită de la Ministerul Transporturilor să fac un centru de fizioterapie. Eu în 5 ani, dacă nu-l fac, pierd. Adică o dau înapoi. Și vine să-mi spună să o dărâm să fac parcări? Doamne, nu, că nu este adresată asta a fost, tuturor persoanelor asta a fost, vârstnice din Petre, oraș. Știți haideți să elucidăm acest mister. Cine ar fi avut dreptul să fie tratat la acest centru? Persoanele cu probleme de circulație, persoane vârstnice, că avem o populație considerată în Simeria de persoane vârstnice. Știți câți bani dau la cabinetele particulare? Aici că vreau să dat? Vă spun că sunt și interese economice să nu facă acest centru. Nu vreau să vă spun mai multe. Dar vă spun că știu. Din partea știu. Cui? Nu vă spun acum că probabil alte organe le vor cerceta. Îmi spune, uite, tanti Lola din Simeria, doamna fotograf, că așa o știu toți, dă 20 de milioane de lei și o spune că nu mai are banii ca să facă un tratament la picioare. Și aici practic putea aici să venea aproape gratis. Toate persoanele vârstnice din Simeria ar fi avut, toate persoanele vârstnice puteau să beneficieze. Indiferent de categoria socială, indiferent de categorie. Păi vă dați seama, am fost la centru din sector 6. Am fost să văd cu ochii mei cum funcționează. În iunie mi l-au respins. Acum, o lună, am găsit un alt program de finanțare să fac acest centru de, de fizioterapie și mi l-au respins din nou. Și mă întorc, doamna Petronela, și revin și vă întreb. Și v-am spus că vă rog să-mi răspundeți sincer. Ce sunt ăștia? Acești consilieri locali. Păi, sunt consilierii locali din orașul Simeria, care reprezintă în mod normal și doamna interesul Petronela, cetățenilor, nu numai discuțiilor. Nu sunt dați pe ocolite. Ce nu sunt mă dau ei? Pe ocolite. Sunt oameni? Deocamdată, sunt dumneavoastră sunteți invitatul, eu sunt jurnalist, doamna eu vă adresez Petronela. Întrebări. Nu, v-am întrebat cred ce că sunt oameni? Oameni sunt cu toții. Sunt oameni, dar ce fel de oameni? Care asta se opun la proiectele de dezvoltare a comunității orașului Simeria. Doamna Petronela, îmi doresc din tot sufletul. M-am gândit, domnule, de ce a trebuit orașul Simeria să se confrunte cu acești, vă dați seama, 3 ani și ceva am luptat în continuu. Cu toate luptele lor și tot am ridicat. Nu am găsit niciodată o cale de mijloc să vă înțelegeți totuși. N-am avut cu cine, nu știu ce înseamnă un preg, nu știu, ei numai s-au opus, numai păi chestiuni de genul ăsta. Poate să explicați mai bine. Păi ce eu acum să mă apuc să învăț? Dar, domnule, și dacă nu știe, domnule, dar să nu se opună, adică, domnule, numai să fiu un prost, să spui că am primit o clădire gratuită de la Ministerul Transporturilor, să o dărâm să fac parcări. Păi chiar așa? Sincer vă spun, dar e sfidător la cer. Ne vede Dumnezeu, nu? Ce fel de oameni sunt ăștia? Am spus și am primit un răspuns. Eu mi l-am dat. De ce orașul Simeria a trebuit să fie lovit de acești consilieri locali în acești 3 ani și ceva? Ce a pățit? De ce a trebuit să fie pata asta pe orașul Simeria? Și cred că mesajul pe care, răspunsul pe care tot eu mi l-am dat, este că probabil a trebuit să vedem cum este un consiliu local ostil, care se opune bunăstării orașului Simeria și a proiectelor de dezvoltare. Și acum că am trecut cu toții, că nu doar eu am trecut, cât toți cei 13.600 de oameni din Simeria au trecut și au văzut. Și acum probabil că altcumva se vor duce la vot și vor vota consilieri pe care au încredere că nu se vor mai opune la proiectele de dezvoltare pentru orașul Simeria. Și vă spun cu toată sinceritatea, Dumnezeu este sus și El va lua, sunt convins, va analiza în funcție de fiecare ce a făcut și așa să ne ajute pe toți. Este o coaliție anti-Simeria sau anti-primarul Simeriei, doamna, ce credeți? Doamna Petronela, nu are rost să vă dau niciun răspuns de genul ăsta. Din punctul meu de vedere, oricum, cred, din ce îmi spun simerienii, vor fi dați uitării.
ce rost are să mai spun că sunt așa sau că sunt așa? Nu mai are rost. La finalul anul trecut a fost suspendată din PSD în urma unui eveniment ce a avut loc în cadrul primăriei cu unul dintre angajați. Actualmente ați revenit, sunteți că membru PSD, ați rămas în continuare, nu? Doar că ați fost suspendat din funcție. Și ce ați revenit, s-a terminat cu suspendarea, sunteți candidatul PSD, totuși, nu? În ceea ce privește, să vă dau și o veste în direct, uite, n-am mai spus-o la niciun canal de televiziune, dar și eu n-am aflat decât săptămâna trecută, vineri, s-a decis lansarea mea oficială de candidat la funcția de primar la Roșii Simerea, va avea loc sâmbătă la sala culturală din cadrul parcului de afaceri, începând cu ora 17, va avea loc lansarea mea la aceste alegeri și a consilierilor locali din partea Partidului Social Democrat. Îi mulțumesc foarte mult președintului Laurențiu Nistor că a avut nu încredere, ci răbdare cu mine, vă spun sincer. De ce pentru că asta? Atât de mult m-am dus pe el și atât de multe chestiuni în care efectiv așa răbdare la acest om, vă spun sincer, mai rar. M-ați întrebat de cu suspendarea. Cu suspendarea, probabil domnul președinte mi-a comunicat că undeva în această săptămână, nu știu, mâine, poimine, ceva de genul ăsta, se va întruni biroul politic județean al Partidului Social Democrat și voi prelua organizația PSD Simeria, voi fi repus în funcția de președinte al acestei structuri politice înainte să fie și lansarea mea ca și candidat din partea Partidului Social Democrat PSD de primar în orașul Simeria. Cum veți aborda această campanie electorală? Ultima întrebare, că suntem la final de emisiune. Pentru mine este foarte simplu, nu îmi revine decât să continui toate proiectele pe care le am ca să le finalizez. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun că nu am oprit aici, vă spun aici de la măsuță, începând din aprilie până la finalul lunii aprilie sau nu știu în mai, deja pregătesc documentele tehnice ca să reabilitez clădirile, mă refer la școlile și foste căminele culturale de la Simeria Veche, de la Săulești, de la Cărpiniș și școala veche de la Sfânt Andrei, pentru că prin alt program de finanțare, prin fondul de mediu, se vor da bani pe așa ceva și asta fac. Va fi o campanie electorală liniștită la Simeria? Din punctul meu de vedere va fi foarte liniștită, eu nu fac decât să vin cu proiectele mele și voi prezenta cetățenilor proiectele mele și viziunea mea de dezvoltare a acestui oraș, pe care sunt convins că deja simerienii o știu. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Am mai fi stat cu dumneavoastră la discuții, dar timpul ne presează. Vă mai așteptăm să mai avem discuții și asupra proiectelor și asupra viziunii pe care o aveți de dezvoltarea comunității pe care o reprezentați. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!